Salud. Azi dimineață, polițiști ai Serviciului de Investigare a Fraudelor și ai Serviciului de Investigații Criminale Maramureș au efectuat 9 percheziții pe raza municipiului Baia Mare. Perchezițiile au legătură cu două cauze în care sunt cercetate mai multe persoane pentru săvârșirea infracțiunii de cămătărie. Știrile cele mai tari din Maramureș. Am găsit două victime. De fulger, reale, șocante și necenzurate. Hai, este, nu mai este și gata. Știrile care te vor marca zi de zi. Știrile pe care le afli mereu primul. Actualmeme.ro. Mereu primul.